Îmbâlzeală și îmbrânceli la Catedrala Mântuirii Neamului, în ultima zi în care credincioșii puteau intra în altar să se închine. Câteva sute de oameni au rupt cordoanele de jandarmi. Reprezentanții jandarmeriei au precizat pentru Mediafax că s-a făcut o breșă în dispozitivul care asigura fluxul organizat de acces în catedrală. Circa 500 de persoane au dat gardurile la o parte și s-au îmbulzit la intrarea în biserică. Din fericire, nu au fost persoane rănite sau accidentate. Programul inițial de vizitare era până astăzi la ora 15. Ulterior, reprezentanții Patriarhiei au anunțat că s-a decis prelungirea programului până duminică.